Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O cântăreață americană, ar trebui să egalizăm cumva lucrurile, să dăm și eu un interpret din Rusia, că am văzut că se tot discută în ultima asta. Am putea perioadă să mai dăm muzică rusească. Muzică rusească, de ce nu? Vrei, da, tu faci legătura cu ce se întâmplă acum. Acum la Bruxelles s-au încheiat ieri discuțiile între NATO și Rusia, care au avut loc într-un context foarte tensionat, determinat de acumulările semnificative de trupe și tehnică militară rusească la granița cu Ucraina. Se vorbește insistent de o posibilă invazie a Ucrainei. Acum, știți că noi nu abordăm de obicei subiecte de politică externă în deșteptarea, dar de această dată contextul e de așa natură încât chiar e nevoie să înțelegem mai bine ce se întâmplă în partea asta a lumii, din care facem parte și noi. Nu de alta, dar ieri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat textual: în acest moment există un risc real de apariția unui nou conflict armat în Europa, dar NATO va face tot posibilul pentru a-l preveni. L-am sunat pentru explicații pe profesorul Armand Goșu, analist de politică externă. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule profesor, dumneavoastră sunteți specialist în spațiu rusesc, ați fost consilier al ministrului de externe pe acest domeniu, ați fost corespondent BBC la Moscova, sunteți, cum ar zice americanii, sunteți kremlinolog. Aveți o experiență solidă de observație și analiză în spațiul ex-sovietic. Cum evaluați tensiunile NATO-Rusia din ultima perioadă, dacă se poate? Că fiind extrem de grave, nu e nicio exagerare în declarațiile demnitarilor ieri după întâlnirea Consiliului NATO-Rusia că riscul unui război este foarte, foarte mare. Astăzi urmează o nouă întâlnire la OSCE, la Viena, între delegația rusă condusă de viceministrul Ryabkov. Nu facem decât luni, să spunem, a fost la Geneva cu partea americană, discuțiile cu Andy Sherman, 8 ore, ieri 4 ore la Bruxelles, la sediul NATO, Statele Unite, cei 30 de membri NATO, de fapt, în jurul mesei, discutând cu Rusia, astăzi la Viena, peste o oră încep discuțiile, 57 sau cât mai are OSCE-ul, vor fi discuții, nu asistăm decât la, încă o dată ai poziția Rusiei exprimată de partea cealaltă, poziția Occidentului. Ori între cele două poziții nu există nicio șansă ca să se poată negocia ceva. NATO spune că nu putem să negociem principiile. Dacă ceea ce vrea Rusia într-un mod public, vă amintiți, 17 decembrie pe site-ul Ministerului de Externe de la Moscova s-au publicat acele drafturi de acorduri, unul cu NATO, un tratat cu Statele Unite, asta ar însemna să se schimbe întreaga ordine internațională, să ne întoarcem undeva cu 150 de ani în urmă, să ne întoarcem la sfere de influență, să o parte din statele lumii practic și-ar pierde suveranitatea. N-ar mai putea să decide ele pentru ele propriul viitor. Ceea ce este pentru secolul 21 este de neconceput. Bun, dar de ce face Rusia aceste cereri maximale? Sigur, noi presupunem că e o negociere, dar până acum rușii nu par să fi făcut vreun nici măcar jumătate de pas în spate. De ce face Rusia aceste cereri maximale, imposibil de îndeplinit, în condiție ce încearcă să obțină? Rusia cere mult ca să obțină puțin, asta ține de tactica rusească de negociere. Eu ce spun acum nu înseamnă că minimalizez într-un fel pericolul unei agresiuni din partea Rusiei. Spun doar că sunt mult mai multe mese, adică e un fel de casino unde joacă Rusia, joacă la mai multe mese. Noi nu știm toate mesele la care joacă Rusia și nu știm toate piesele cu care joacă Rusia și de cum ce piese au adversari. De acum două zile, o știre Reuters spunea că, îl cita pe președintele Zelenski, care spunea că întrevede un progres și reluarea negocierilor cu ruși în formatul Normandia cu mediere franco-germană. Pe de altă parte, iar sunt niște probleme interne în Ucraina care țin acolo agenda. Rusia are la rândul ei alte probleme. Statele Europei, ai în Germania, la Berlin, un cancelar nou, de-abia acum se acomodează cu fotoliu, cu funcția, cu butoanele pe care le presupune cancelaria. Ai un președinte
președinte francez care intră în campanie electorală. Ai un lobby foarte puternic în Statele Unite ale Americii din partea zonei militare de securitate, care atrage atenția că focusul american trebuie să se mute pe Indo-Pacific, pentru că acolo e principala amenințare pentru Rusia. Deci e o situație extrem de complicată în acest moment în lume, iar Putin încearcă să speculeze în favoarea Rusiei acest context extrem de complicat. După discuțiile de ieri de la Bruxelles, în cursul serii am văzut o știre că în Statele Unite, guvernarea a anunțat că este posibilă, în cazul escaladării conflictului, excluderea Rusiei din sistemul bancar internațional SWIFT și blocarea faimoasei conducte Nord Stream 2. Cum vi se pare acest răspuns american? Păi, mai trebuie să vedem de unde, cine a propus. Un senator american care de vreo 30 de ani propune sancțiuni împotriva Rusiei. Asta nu înseamnă că ele vor fi adoptate. Dacă ne uităm la stilistica președintelui Biden, vedem că el, în general, a fost împotriva măsurilor radicale, împotriva sancțiunilor, împotriva punerii unei presiuni prea mari, pentru că riscurile care decurg de aici sunt destul de consistente. Problema că rușii, și o spun foarte clar, a spus-o ieri generalul Fomin, a spus-o viceministrul de externe Grușco, care a fost la discuțiile de la sediul NATO luni, a spus-o viceministrul Ryabkov, șeful delegației rusești la negocieri, că rușii nu mai reacționează la amenințarea cu sancțiuni și că ideea că îi sperie cineva fluturând sancțiuni deasupra capului lor nu mai funcționează. Încep și eu să cred că s-a ajuns într-un fel, s-a întins foarte mult. Sancțiunile aveau o logică în 2014-2015, numai că ele n-au fost urmate de alte măsuri. În momentul ăsta să vii să spui că mai adopți niște sancțiuni, totuși Rusia nu e Coreea de Nord, nu e Iranul, Rusia la rândul ei poate să riposteze. Ce-ar fi acum pe frigul ăsta Rusia să închidă robinetul la gaz? Deci sancțiunile, în momentul în care le propui și le implementezi, trebuie să aibă șanse să-și atingă, să pună cu adevărat presiune. Deci, ori aici e vorba de alte tipuri de politici pe care nici Bruxelles, nici Washington nu le-au avut în vedere, nu le-au demarat, în ideea că până la urmă ursul rusesc va fi domesticit. Uite că n-a fost domesticit și a venit peste sat, rupe gardul, intră în casă peste oameni. Bun, dar atunci, în contextul ăsta, care credeți că e maximum de reacție pe care și-o poate permite Occidentul? Deci, în acest moment, Occidentul a revenit la politica din războiul rece, la deterrence, la containment, să spunem, anul 46-47, telegrama lungă a lui George Kennan, când au spus, domnule, care era într-un fel o continuare a poziției de izolare a Uniunii Sovietice din perioada intervelică, cordonul sanitar inițiat de Franța, dacă vă amintiți. Bun, izolez, blochez cât pot să blochez Rusia pentru a minimaliza, să spunem, agresiunile pe care le-ar putea Rusia declanșa împotriva Occidentului. Asta poate să funcționeze pe termen scurt, numai că tipul ăsta de deterrence, containment, poate să funcționeze dacă tu îl gândești pe termene ceva. Deci asta e, să zicem, politica de îngrădire. Dar tu trebuie să pui niște trupe pe aliniamentul franco-estic al NATO. Aici e, de fapt, e mare amenințare pe care Occidentul o face Rusiei. Îi spune, dacă voi faceți ceva în Ucraina, noi împingem pe aliniamentul țările Baltice, România, Bulgaria, ne mutăm infrastructură și bazele militare. Nu le mai lăsăm în Germania de vest, Italia, cum a fost în toată perioada războiului rece. Ori, dacă rușii ar vedea că, într-adevăr, americanii și occidentalii nu glumesc cu chiar amenință cu suspendarea cartei Rusia-NATO atunci, din 97, atunci, într-adevăr, s-ar putea și rușii să se gândească mai bine. Dar
s-a ajuns într-o situație în care s-au împins și Putin a împins lucrurile, de fapt, într-o situație imposibilă. Sunt cu spatele la zid cei doi și se uită fix unul în ochii celuilalt și așteaptă ca cineva să clipească. Cine clipește primul pierde partida. Pe de altă parte, da, v-aș întreba aici dacă Putin mai poate da înapoi fără să piardă imagine și influență în propriul lui cerc de putere. E, aici e problema, că am împins lucrurile atât de departe încât el în momentul ăsta șars toate variantele de cum să spun, trebuie să faci un pas înapoi. Unde îl faci? Că-i prăpastie în dreapta, prăpastie în stânga, prăpastie în spate. Occidentalii i-au lăsat în câteva momente o soluție de rezervă, numai că el a escaladat acest război retoric împotriva Occidentului, s-a izolat profund și în momentul ăsta practic aproape că nu se mai poate evita un conflict armat, ceva cinetic, un război cald care poate să dureze câteva zile, câteva săptămâni și care, cum să spun, Putin trebuie să iasă din el învingător pentru publicul lui intern, Occidentul la rândul lui și americanii care... Nu, și Occidentul e foarte bun la tipul ăsta de propagandă, trebuie să aibă grijă să puncteze și el în fața propriului public. Deci e o situație imposibilă în acest moment și... Eu presupun că în următoarele câteva săptămâni, vor fi decisive în ieșirea din această criză, dar sunt 51% sigur că ieșirea nu poate să fie decât un mic blitzkrieg, ceva, o operațiune în zona Donbasului mai degrabă din partea rusească, cu cum să spun, o presiune pe Zelenski care să clipească, cu să spunem niște crearea unui pretext acolo. Eu mă uit foarte atent la ce se întâmplă în Donbas. Or, acolo de câteva zile a început o mobilizare a rezerviștilor. Primul și al doilea corp de armat al celebrelor republici populare Donetsk și Lugansk, care fac parte din armata 8-a de sud a Rusiei, deja aceste corpuri sunt pe picior de război. Eu mă aștept ca aici să se întâmple ceva și să asistăm la prezența, la o venire a mercenarilor ruși din Wagner și niște lovituri urgente, cum să spun, totul va fi în mare viteză, tipul de operațiuni, dacă vă amintiți 2014, când în 24 de ore te trezi cu Crimea ocupată, nu știai de către cine, extraterestri, nici nu aveau numere la mașini și nici nu aveau un semne militare pe ei. Mm-hmm. Domnule profesor, noi românii unde suntem în conflictul acesta? Suntem, slavă Domnului, suntem membri în clubul, cel mai select club occidental. Suntem în NATO, suntem în... Nimeni nu-și închipuie că România va... cum să spun, va face ceva special în acest context. Singura problemă, amenințare la adresa României este că, că e foarte aproape de linia frontului, practic cea mai apropiată capitală de Sevastopol, de Crimea. Nu cred că rușii vor scăpa vreo rachetă spre Dobrogea sau pentru că umbrela NATO funcționează. Da, dar poate că ar putea... Credeți că sunt, e posibilă vreo provocare în Transnistria, împotriva Moldovei, de exemplu? Bun, aici e cu totul altceva. Nu e România. Așa ceva mă aștept. Iar dacă le reușește ceva în Donbas rușilor sau separatiștilor ruși, cel mai probabil va fi nu să meargă spre regiunea Odessa, Transnistria, ci să încerce să rupă o fâșie de teren care să lege, în 40-50 de kilometri, care să lege teritoriul Rusiei, zona Mariupol până în Crimea. Pentru că, de fapt, chiar dacă și-au construit acel pod peste Sântoarea Kerci, rușii nu și-au rezolvat problema aprovizionării, mai ales cu apă, atenția Crimeei, care Crimeea, în lipsa apei care venea din Ucraina și a secetei care e declanșată, se transformă în Sahara. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru explicații. Urmărim cu atenție ce se va întâmpla în continuare. A fost în direct în deșteptarea profesorul și analistul de politică externă Armand Goșu.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.